dimineața, prieteni! Sunteți pregătiți pentru o nouă săptămână de teleșcoală? Sper că ați revenit cu forțe proaspete pentru că în câteva minute începe un curs interesant de limba și literatura română în care veți analiza textul narrativ, mai exact mijloace de caracterizare ale personajelor. Imediat după lecția de română urmează un curs de matematică iar astăzi avem în orar o lecție de geometrie. Bună dimineața, dragi elevi! Astăzi lucrăm împreună pe marginea unui text pentru a ne reaminti să caracterizăm un personaj literar. Prin urmare, scopul lecției noastre este acesta. Vom învăța să caracterizăm un personaj literar dintr-un text narrativ urmărind un plan de lucru într-o compunere de minimum 100 de cuvinte. De ce avem nevoie? Să cunoaștem și să aplicăm acest plan al caracterizării, să citim cu atenție un text pentru a identifica modalitățile de caracterizare a personajului, să ilustrăm o trăsătură a acestuia, să folosim un registru lexical adecvat, să respectăm o limită minimă de cuvinte. Atunci când avem de caracterizat un personaj, trebuie să ne actualizăm planul caracterizării. Vă propun patru etape pe care trebuie să le respectați. Precizăm, după ce citim cu atenție rolul personajului în acțiune. Un personaj poate fi principal dacă apare în toate secvențele acțiunii, poate fi secundar dacă apare în câteva secvențe. Evident, există și personajul episodic. Acesta se manifestă într-o singură secvență, într-un singur episod. Identificăm în continuare modalitățile de caracterizare. Vă amintiți foarte bine că există două modalități fundamentale de caracterizare. Caracterizarea directă a personajului și cea indirectă. De regulă, o caracterizare directă e făcută de narator. Ea poate fi făcută și de alte personaje sau de personajul însuși prin autocaracterizare. Caracterizarea directă poate să-și asume realizarea unui portret fizic sau o evidențiere a unei trăsături morale definitori. Personajul însă, de regulă, e caracterizat indirect. Prin evidențierea unor trăsături morale, prin mijloace specifice pe care voi trebuie de asemenea să le conștientizați la lectură. Prin urmare, personajul poate fi caracterizat indirect prin comportament, prin atitudine, prin propriul limbaj, prin relațiile cu celelalte personaje, prin atitudinea celorlalte personaje, prin atitudinea naratorului, prin vestimentație, prin mediul în care trăiește, prin nume. Vă recomand ca, după ce stabiliți mijloacele indirecte de caracterizare, să numiți câte o trăsătură morală pentru fiecare dintre aceste mijloace indirecte, să o exemplificați prezentând o situație potrivită din text sau prin rezumare sau prin comentarea acesteia, așa încât trăsătura să fie acceptată de toți. În continuare trebuie să observați rolul structurii textuale. Vă spuneam și în lecțiile anterioare că un text narrativ în structura lui poate utiliza secvențe narrative, secvențe descriptive, explicative sau dialogate. Toate acestea își aduc o contribuție importantă în ceea ce privește crearea unui anumit tip de personaj. De regulă. Prin personajele create, scritorii încearcă să impună, să arate anumite tipologii, tipul omului Leneș. Evident, nu ca să preluăm valoarea lui Lenea, ci să o evităm. Tipul copilului universal, tipul adolescentului, tipul mamei. Tipul omului harnic, tipul uh, copilului orfan, tipul eroului civilizator. De asemenea, în continuare și în, spre finalul uh, compunerii în care prezentăm uh, un personaj, evaluăm personajul sau îl comparăm cu altul ca să-i scoatem în evidență fie aspecte pozitive, fie defecte. Vă propun un text, iar pe marginea lui, după ce îl vom lectura, vom încerca să discutăm trăsăturile personajului principal. Într-o zi, m-am dus după obicei la profesoara mea de piano, care mă anunță. Știi că am o elevă nouă, o mititică rusoaică, de vreo 10 ani, fata unui ofițer rus, o cheamă Antonia. E foarte drăguță și talentată. Trebuie să vie îndată și o să o cunoști. Și într-adevăr, după puțin timp, fetița își făcu apariția. Subțire, înaltă, părând mai mare decât era, blondă, cu obrazul alb de porțelan, cu ochii albaștri și cu un surâs foarte grațios. Iată și pe Antonia. Încântat de cunoștință, domnișoară, făcui eu, cu o mică ironie de băiat mare. Profesoara încântată voi să mi arate toate talentele Antoniei. Mi-am întrerupt lecția și fata mi-a arătat ce progrese făcuse abia în câteva ședințe, ce îndemânatice erau acum degetele, ce ureche perfectă avea, ce exact ținea măsura și cu ce freamăt întovărășa fiecare notă. Apoi Antonia ne-a mai arătat și alte talente. În cântecul profesoarei a dansat grațios, variat, agitând un voal în prejurul ei. Am aplaudat, am felicitat, apoi mi-am reînceput lecția. Antonia se rezimase cu minte de piano și asculta cu răbdare. Apoi ne-am împrietenit. Ne întâlneam totdeauna la lecția de piano unde ea venea mai repede decât trebuia ca să mă asculte cu minte sau ca să mă reție și să-mi arate progresele. Câteodată vorbea mai mult și cuvintele ei românești aproximative erau o încântare. Păstream tonul glumeț și ea pe cel grav. Păream eu cel mic și ea cea mare. Succesul meu era știu de toți Eram ironizat Dar totuși eram încântat Căci mi se părea Că prețul meu în ochii lui Dezire Trebuia să crească Antonia avea În miniatură instinctele De viitoare femeie Observa, ținea supărări Prelungea căldura împăcărilor, păcărilor O enerva tonul meu superior Își aranja cu Noi variații panglicile Odată am găsit-o pe stradă. O trimisese tatăl ei după cumpărături. Neavând ce face, am voit să o întovărășesc, dar ea se opuse. M-am mirat. După multe ezitări, mi-a mărturisit. Trebuie să cumpăr niște mere murate. Am întovărășit-o totuși, dar înconjurând, complici, fără multe explicații, strada principală. Apoi, după ce Antonia și-a făcut târguiala, am pornit-o înapoi, fără să mă gândesc, să fac eu pe cavalerul și să port eu pachetul vulgar. La un moment dat, Antonia m-a rugat, ține puțin vasul până ce mă închei la ghete. Am primit. După o clipă, apărând deodată, a trecut pe lângă noi dezire cu mutra ei de șoricel, mândră, într-o rochie nouă și legănând pe umere o umbreluță colorată. Și după ce a trecut, Antonia mi-a spus, anume ți-am dat murăturele ca să te vadă de zire cu ele în mână. Eram indignat. Este un fragment dintr-o novelă Antonia scrisă de prozatorul Anton Holban. Plecând de la planul caracterizării, stabilim rolul pe care Antonia îl are în acțiune. Și aș vrea să Rețineți aici un aspect pentru că fragmentul se intitulează Antonia. Personajul poate primi titulatura de personaj eponim, personaj care dă numele textului. Deci este și un personaj eponim pe lângă rolul de protagonist. Deci, ca aplicație, Antonia este personajul principal pentru că apare în toate secvențele acțiunii și eponim. Vom stabili în continuare modurile de caracterizare a Antoniei. Eu am extras câteva uh, citate să ne fie mai ușor să vorbim despre caracterizarea directă a uh, Antoniei. Fetița își făcu apariția subțire, înaltă, părând mai mare, subțire, înaltă, părând mai mare decât era blondă cu o brază alb, cu ochii albaștri, cu un surâs grațios. Mi-am întrerupt lecția și fata mi-a arătat ce progrese făcuse abia în câteva ședințe. Aici aș insista pe structurile acestea exclamative, ce îndemânatice îi erau acum degetele, ce ureche perfectă, deci în ele se simte o admirație a naratorului, ce exact ținea măsurile. Este uh, Atenție copii, o formă de superlativ absolut pe care uh, îl preluăm din limba vorbită și în care așezăm prima dată o admirație, altfel de admirație decât dacă am spune simplu, foarte frumos, foarte îndemânatic, uh, foarte atent. Cu ce freamă tântovărășa fiecare notă. Apoi Antonia ne-a arătat și alte talente, în cântecul profesoarei a dansat grațios, da? Se reiau aceste trăsături, variat, agitând un voal. Am aplaudat, am felicitat, apoi am reînceput lecția. Un alt paragraf important avea în miniatură instincte de viitoare femeie. Observa ținea supărări, prelungea căldura împăcărilor, o enerva tonul meu superior. Ce observăm? Naratorul realizează, în mod direct, un portret fizic al fetei, minuțios al Antoniei, apelând la epitete ca să-i surprindă grația. Antonia are fizionomia unei balerine, da, este zveltă, este mlădioasă, este senzorială, deci are capacitatea de a înțelege arta, muzica, sunetul și de a arăta lucrul acesta prin gestică, prin dans. Albastrul ochilor, albul obrajilor, galbenul părului schițează un chip pur cu trăsături îngerești. Frumusețea aproape de plină și educația sa artistică îi dau Antoniei o feminitate fermă, o senzualitate surprinzătoare, deși este un copil, da? Este surprinzător cât de cuceritoare poate fi această fetiță. Personajul poate fi caracterizat și de un alt personaj. Noi am spus lucrul acesta în prezentarea planului și la fel se întâmplă în cazul Antoniei. Doamna profesoară, sigur, o caracterizează când o prezintă elevului său înainte ca Antonia să ajungă la ora de pian. Știi că am o elevă nouă, da? o mititică rusoaică de vreo 10, ani fata unui ofițer, e foarte drăguță, talentată, trebuie să vie dată și o să o cunoști. Observați aici ce îi prezintă uh, profesoara cu exactitate, o fișă biografică, spune în ce familie s-a născut, spune ce vârstă are, spune în mare ce calități are. Profesoara de pian îi face o fișă biografică, e rusoaică, este preadolescentă, e fica unui ofițer și îi sintetizează două calități, gingășia și simțul artistic. Aceste calități, da, sunt de la uh, început punctate și de naratorul Aten. Care este celălalt mod de caracterizare și prin ce mijloace se realizează? Este vorba de caracterizarea indirect. Cel mai mult ne-a reținut atenția relația Antoniei cu celălalt personaj, cu colegul de la lecția de pian. De asemenea, uh, Antonia se caracterizează prin comportament, prin atitudine. Prin felul în care vorbește, chiar dacă secvențele dialogate sunt puține, sunt totuși reprezentative, nu trebuie ignorate într-o caracterizare, prin propria atitudine și prin atitudinea naratorului. Să încercăm să aplicăm uh, ceea ce am spus puțin mai devreme. Deci, Antonia este caracterizată indirect prin relația cu celelalte personaje. Deci, orice observație pe care o avem pe marginea unui text narrativ trebuie să se transforme copii într-un enunț coerent. Da? Deci este caracterizată indirect prin relația cu celelalte personaje, prin comportament, prin limbaj și prin atitudinea proprie, dar și prin atitudinea naratorului. Este prietenoasă și sociabilă, locvace și amuzantă. Adjectivul locvace înseamnă vorbăreață. Amuzantă pentru că vorbește stâlcit limba română, da? Faptul că vine mai devreme la lecțiile de pian dezvăluie că e ușor îndrăgostită de colegul său. Comportamentul Antoniei trădează un veritabil plan de cucerire a băiatului. E atentă și vicleană, e capricioasă și tandră, e severă și feminină. Naratorul spune în felul acesta, observa, ținea supărări, prelungea căldura în păcărilor, o enerva tonul meu superior, își aranja cu noi variații panglicile. Deci, naratorul încearcă să-și ascundă admirația în spatele unei ușoare ironii. Iar uneori, da, uneori, nu-și mai poate ascunde adorația, da, o adoră. Ia uitați când uh, sunt aceste exclamații, ce îndemânatice erau degetele, ce ureche perfectă avea, ce exact ținea măsura, cu ce freamă întovărășea fiecare notă. Ce trăsătură morală reiese din atitudinea Antoniei când ezită să-i permită băiatului să o însoțească la cumpărături? Aceasta e o problemă pe care trebuie să vă puneți. Referitor la această secvență, ce trăsătură morală îi se poate atribui Antoniei când vorbește cu băiatul? Antonia îl respinge pe băiat din inteligență pur feminină, da? ca să-l determine să o însoțească. În scena borcanului, când trece de zire, își dă în vileag o gelozie mocnită, evident neașteptată la o fetiță, da? Și capacitatea de a crea adevărate intrigi. Da, îi spune, anume ți-am dat borcanul cu murăturele ca să te vadă de zire cu ele în mână. Ce structuri textuale sunt folosite în textul nostru? Ce valorii se pot atribui acestui personaj? În fragment am văzut se împletesc secvențe narrative. Există un narator participant prin acele verbe la persoana întâi utilizate în expunere. Se apelează la secvențe descriptive și dialogate, da, pentru a crea prin Antonia, deci este un scop al acestei împletiri de secvențe variate, pentru a crea prin Antonia imaginea unei preadolescente precoce, talentate. Dar dincolo de ceea ce vede personajul colegul ei de pregătire la pian și ce, dincolo de ceea ce vede profesoara, noi trebuie să mai înțelegem ceva. Antonia pare grația personificată. Ea întărește ideea că feminitatea e un amestec de frumusețe, de puritate, de manifestare, dar și de voință de a cuceri. Da, fetița aceasta este frumoasă, este grațioasă, este talentată. Haideți să încercăm o caracterizare a personajului într-o compunere pe care vă o propun model, atrăgându-vă atenția că orice compunere trebuie să aibă acele trei secvențe clare, introducere, cuprin și încheiere, pe structura cărora voi o să așezați, o să dezvoltați planul unei caracterizări. Textul narrativ trăiește prin intermediul personajelor și toată structura sa este astfel construită încât să le pună în valoare din cele mai felurite unghiuri: da? al naratorului, al mediului în care trăiesc, al comportamentului, al relației dintre personaje, al felului în care vorbesc, al vestimentației, al atitudinii celorlalte personaje, etc. După rolul pe care l au în acțiune. Există personaje principale, secundare și episodice. Antonia este personajul principal al textului, întrucât apare în toate secvențele acțiunii, chiar. Deci, atenție, copii, ea e prezentă înainte de acțiune, când profesoara îi vorbește băiatului uh, despre noua lui colegă de la lecția de pian și îi face deja un portret. Noi o vedem înainte ca ea să apară în acțiune. Deci, spuneam că este personaj principal, întrucât apare în toate secvențele acțiunii, și eponim, fiind caracterizată atât direct cât și uh, indirect. Aici am să anulez acest uh, Prin mișloace specifice. Apelând la epitete triple, naratorul participant realizează un minuțios portret al Antoniei subțire, înaltă, părând mai mare decât era. Blondă, cu obrazul alb de porțelan, cu ochii albaștri și cu un surâs foarte grațios. Antonia are, deci... Cu ajutorul naratorului ne dăm seama fizionomia unei balerine. E zveltă, e mlădioasă, e senzorială. Albastrul ochilor, albul obrajilor, galbenul părului. Schițează un chip pur, cu trăsături îngerești. Deci noi am evidențiat trăsăturile fizice, iar acum încercăm o ușoară comentare a lor, evident asociind trăsăturile cu ceea ce noi cunoaștem din universul nostru familiar și anume așa ne sunt prezentați îngerii, când bunica ne spune că avem un înger păzitor. Deci fiecare detaliu îi surprinde grația, iar educația sa artistică îi Dă Antoniei o feminitate fermă. O senzualitate surprinzătoare. Tot în mod direct, profesoara de pian îi realizează o fișă biografică. Este rusoaică preadolescentă, fică de ofițer și îi sintetizează două calități, Gingășia și simțul artistic. Deci am adus în, în planul compunerii tot ceea ce am descoperit și am notat pe marginea textului când noi am citit fragmentul. Cel mai bine este caracterizată Antonia indirect, prin relația cu celelalte personaje, prin comportament, prin propria atitudine, prin felul în care vorbește, prin atitudinea celorlalte personaje și prin atitudinea naratorului. În relația cu băiatul, este prietenoasă și sociabilă, locvace și amuzantă. Faptul că vine mai devreme la lecțiile de pian dezvăluie că e ușor îndrăgostită de colegul său. Comportamentul Antoniei trădează un veritabil plan de cucerire a băiatului. Când se întâlnesc pe stradă, Antonia se arată deranjată de compania băiatului. Ea îl respinge pe băiat din inteligență pur feminină ca să-l determine să o însoțească. În scena borcanului, când trece de zire, își dă în vileag o gelozie mocnită și capacitatea de a crea adevărate intrigi. E atentă și vicleană, capricioasă și tandră, severă și feminină. Observa, ținea supărări, prelungea căldura împăcărilor, o enerva, Tonul meu superior își aranja cu noi variații panglicile. Naratorul încearcă să-și ascundă admirația în spatele unei ușoare ironii. Făcu eu o mică ironie de băiat mare. Din superlativul absolut al adjectivelor, ce îndemânatice erau degetele, ce ureche perfectă avea, sau aici avem un adverb ce exact ținea măsura și cu ce freamăt întobărășea fiecare notă, se înțelege că naratorul chiar o adoră în manifestările sale artistice. În fragment se împletesc, am arătat, secvențe narrative cu cele descriptive și dialogate pentru a personifica grația prin Antonia. Fata întărește ideea că feminitatea este un amestec de frumusețe și de puritate, de manifestare și de voință de a cuce ri. Atât pentru astăzi rămâne să ne revedem ora următoare cu o lecție nouă. La revedere.